Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea care vă explică știrile care s-au întâmplat în săptămâna cea trecută. Și săptămâna asta a fost una, zic eu, interesantă, pentru că au fost și, de fapt, o să vedeți câteva subiecte foarte interesante. Intrăm abrupt în temă, pentru că e foarte important să nu pierdem timpul și să comentăm cât mai mult, să vă explicăm ce se ascunde în spatele știrilor pe care vi le-au prezentat colegii mei. Nu mai lungesc vorba. Prima știre e de la conferința de presă, de fapt și a doua știre e tot de la aceeași conferință de presă. Conferința de presă susținută de PSD a fost domnul Zgonia în teritoriu, după care a făcut o declarație halucinantă la Alba Iulia. Declarație pe care eu n-am înțeles-o, cum că Alba Iulia nu e așa o reședință de județ în adevăratul sens al cuvântului. Amă, serios, aș zice eu. L-am taxat și pe Facebook pe domnul ăsta, care, nu știu, dă apă la moară celor care spun că n-ar avea ce să caute capitala noastră la București. Dar, în sfârșit, să începem cu începutul. Legea care pune cetățile dacice, sau, mă rog, administrarea cetăților dacice sub semnul întrebării, o lege, culmea, inițiată de PSD, la, aici iarăși nu se mai știe cine, ce și cum, la cererea deputatului din partea minorităților, pe care eu îl înțeleg că nu are nimic în comun cu românii, dar totuși e hunedoreni de-a nostru, domnul Gheorghe Firțac. Domnul Gheorghe Firțac se pare că dorește să lucreze împotriva hunedorenilor și, până la urmă, împotriva românilor. Vedem știrea și revenim. În 2012, guvernul a transferat Sarmizegetusa Regia de la Ministerul Culturii în grija Consiliului Județean Hunedoara, iar efectele au fost spectaculoase. De atunci, monumentul este păzit, nu mai există braconaj arheologic, zona este îngrijită, iar vestigiile sunt protejate de distrugerile pricinuite de oameni ori de natură. De când Sarmizegetusa a fost preluată de Consiliul Județean Hunedoara, nu s-a mai săpat nicio groapă. În timp în care, la celelalte cetăți aparținând Ministerului Culturii, numai într-o lună de zile au fost săpate 400 de gropi. Buna guvernare a monumentului Sarmizegetusa Regia ne-a încurajat să sperăm că executivul va preda autorităților locale și celelalte cetăți dacice. Discuții au existat și s-au făcut pași semnificativi în această direcție, dar când totul părea să se îndrepte spre normalitate, a apărut pe agenda publică un proiect de lege care schimbă datele problemei. Proiectul de lege privind administrarea de la București a cetăților dacice este inițiat de un deputat PSD din Ialomița, Marian Neacșu, dar în cercurile politice e de notorietate că afacerea este instrumentată de ruteanul Gheorghe Firțac, care a tras în poveste câțiva parlamentari PSD și pe colegii săi din grupul minorităților. Eu aș face un apel către toți parlamentarii din județul Hunedoara să facem front comun și să explicăm colegilor din celelalte județe care nu au fost încă la Sarmizegetusa în ultimii ani, pentru a vedea diferența între ce a fost și ce este în momentul de față, să încurajăm să vină și să vadă progresul făcut și că este un lucru extraordinar ca și celelalte cetăți care încă n-au fost trecute în subordinea Consiliului Județean să încercăm toți prin abilitățile și prin ceea ce avem noi la îndemână, măsurile pe care le avem la îndemână, să convingem ca și celelalte să treacă în subordinea Consiliului Județean. Proiectul a fost conceput în guvernarea PSD, dar socialdemocrații hunedoreni susțin că au fost încă de la început împotriva lui. Cu toate acestea, inițiativa legislativă nu a fost retrasă de pe agenda Parlamentului, deși PSD-iștii ar fi putut să o facă pentru că, măcar teoretic și oficial, inițiator este Marian Neacșu, deputat PSD de Ialomița. Acel domn Neacșu a venit cu un comunicat, l-am văzut în Glasul Hunedoarei, știrea este de la începutul săptămânii, dar pe finalul acestei săptămâni a venit cu un comunicat în cotidianul Glasul Hunedoarei, în care spune că grupul PSD nu va susține o astfel de lege. Ce e curios este ce face domnul Firțac, jocul pe care îl face și semnătura pe care o dată și a dat-o pe inițiativa asta, și cum tace dânsul acolo undeva într-un colț și nu zice nimic. Ce vreau eu să vă spun despre acest domn parlamentar este că manipulează
și mi-asum ce spun, sistemul de vot din România, sau mă rog, sistemul electoral, nu sistemul de vot, să ne înțelegem, să nu fac afirmații fără acoperire, sistemul electoral folosindu-se de o minoritate pe care eu nu o văd atât de proeminentă în, a fost probabil în istorie, nimeni nu contestă lucrul ăsta, dar acum, în prezent, nu știu să existe în așa număr mare minoritatea ruteană ca să fie, nu știu, comparabile, de exemplu, cu minoritatea maghiară sau cu minoritatea, nu știu, germană, care iarăși e destul de restrânsă. Nu știu cât sunt. În orice caz, nu am văzut mari realizări ale acestui domn deputat, în afară de asta cu care acum, nu știu, tinde să enerveze pe toată lumea. Nu vreau să vă spun ce au zis unii oameni despre această inițiativă și despre personalitatea și persoana domnului Gheorghe Firțac. Cert este că eu cred că și-a cam aprins paia în cap acest domn rutean, declarat rutean, care intră în Parlamentul României, ne toacă banii și reprezintă o minoritate pe care eu nu o văd extraordinar de răspândită, cel puțin în județul Hunedoara, nu știu câți există. O să mă uit și eu la statistică. Da, frate, un minoritar să propună o asemenea lege sau să susțină o asemenea lege sau să fie în spatele unei asemenea legi care, nu știu, atentează, să zic așa, la siguranța cetăților dacice, care, nu vă supărați, ele reprezintă istoria acestui popor român, da? Rutenii ar fi venit ei, nu știu, aduși de cine și când și de unde, nu-i jignesc. Dom'le, dar e o minoritate care a venit în România. Eu cred că ăștia nici n-ar avea dreptul să voteze, nu știu, zic așa, îmi exprim un punct de vedere, sau să inițieze, că îl mai avem cazul domnului Laszlo Tökes, care e clar, acum e europarlamentar, care e clar împotriva poporului român și își dorește Transilvania lipită de Ungaria. Păi ce facem? Îi lăsăm tot pe ăștia să conducă, să tragă sfori, să, știți? Bun, trecem la o teorie, la a doua știre, o teorie tare, ciudată, lansată de PSD. Ia, hai să vedem cine dorește ca complexul energetic Hunedoara să nu mai funcționeze, că deja îmi vine să râd, da, vedem prima dată știrea și după aceea comentăm. Acuzațiile extrem de grave au fost lansate în timpul conferinței de presă susținută sâmbătă la Deva de liderii locali PSD cu prilejul vizitei făcute de Valeriu Zgonea, președintele Camerei Deputaților în județul Hunedoara. Interesele meschine sunt foarte mari și depășesc sfera noastră mult, mult mai sus, iar la ora actuală primul concurent și primul care vrea să dispară complexul energetic Hunedoara este OMV Petrom, care dorește să pună mâna pe certificatele de CO2. Cum vă explicați că în minister, astăzi, cele două doamne din Consiliul de Administrație, bărbaților, sunt director general în OMV Petrom? Deputatul PSD a refuzat să ofere mai multe detalii în legătură cu interesele meschine și cele două doamne care ar fi falimentat mineritul din Valea Jiului și termocentralele de la Mintia și Paroșeni. Eu personal, care n-am făcut în viața mea aceste lucruri, voi face o denunțare din asta să vedem ce se întâmplă. Complexul energetic Hunedoara a intrat în procedură de insolvență la începutul lunii ianuarie 2016 pentru datorii acumulate în sumă de peste 1,2 miliarde de lei. Adică niciunul din parlamentarii pe care a avut județul Hunedoara și parlamentarii PSD, subliniez aici, nu are absolut niciun fel de treabă cu niște contracte, contractele pe care le-au avut cu Mintia sau cu complexul energetic Hunedoara. Niciunul din deputații și senatorii PSD din județul Hunedoara n-a promis contracte peste contracte cu chinezii. Chinezi care, după cum am prezentat eu într-o emisiune Punctul de Vedere, concediază vreo 1,8 milioane de oameni din industria oțelului și a cărbunelui. Da? Cărbunele ăla se folosește și pentru producerea energiei electrice. Adică, așteptam ce? Investiție de la chinezi când ei își concediază proprii oameni? Asta e foarte, foarte tare.
S-a arăt cu degetul spre două doamne care avea soții într-un consorțiu, ca să zic așa, în care statul, atenție, statul român are destule acțiuni, să zic așa. S-a arăt cu degetul spre două doamne obscure din minister, să zic așa, nu s-a spus numele. Măi, așa o întreabă pe care s-o creadă cine? Ok, se apropie alegerile, PSD-ul nu vrea să-și asume, și de fapt niciun partid, nici PSD-ul, nici PNL-ul, nici nimeni altcineva, nu vrea să-și asume închiderea complexului energetic Hunedoara. Mă, dar chiar așa proști să ne credeți încât să înghițim toate hapurile și toate pastilele astea pe care ni le serviți? Auzi, două doamne din minister, pot alea să facă ce? Nu incompetența managerilor puși politic de toate partidele, că a avut și PNL-ul, a avut și PSD-ul, a avut și PSD-ul și PDL-ul și PSD-ul și cam toți, că m-am încurcat acum, da? Deci toate partidele au avut câte un manager plantat acolo care a condus mai bine sau mai rău. Situația se vede acum. Situația Mintiei, situația minelor din Valea Jiului, situația termocentralei de la Paroșeni, de unde nemții și-au luat jucăriile și pleacă. Deci, pe cine prostiți, domnilor deputați și senatori? Eu doar atât vă întreb. Trecem la următoarea știre. Accident pe DN7, 3 victime. De obicei nu prezint aceste accidente, dar o să vedeți că se leagă știrile între ele. Vedem știrea, care e destul de scurtă, și povestim după aceea repede. Echipajele de salvatori au intervenit în această după-amiază la un accident rutier care s-a produs pe DN7 spre ieșirea din județul Hunedoara. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, în accident au fost rănite 3 persoane. Accidentul s-a produs pe DN7 în dreptul localității Aurel Vlaicu. Cei doi bărbați cu vârste de 65 și 68 de ani, alături de o femeie de 33 de ani, au fost transportați la Spitalul de Urgență Deva pentru acordarea de îngrijiri medicale. Polițiștii fac acum cercetări pentru a stabili cauzele exacte care au dus la producerea evenimentului rutier. Drumul Național 7 se știe că e o arteră foarte circulată, o arteră care, nu știu, deocamdată rămâne singura posibilitate de a merge, să zic așa, drept până la București, drept, mă refer, fără să urci și să cobor de pe acest drum național, cum se întâmplă pe autostradă, da? Deși autostrada, ciotul ăsta de autostradă pe care îl avem, după ce că e destul de mică, vreo 100 și ceva de kilometri, mai avem și o întrerupere, pentru că unii au fost atât de deștepți încât să nu facă lucrarea cum trebuie și au trebuit să demoleze o porțiune din ea ca să o refacă. Deci, drumul ăsta Național 7 e un adevărat coșmar pentru toată lumea și pentru polițiști. Dar mi-e tot lumeasă din cap faptul că nu prea îi vedem în trafic și pe domnii ăștia polițiști decât ascunși undeva când vor să iasă să mai dea niște amenzi. Aici e o mare problemă. Nu știu, eu mă întreb unde erau polițiștii, pentru că pe artera aia circulată ar fi trebuit să se afle echipaje ca să prevină niște accidente. Și cred că răspunsul la această întrebare pe care am adresat-o eu o să-l aflăm în știrea următoare, stimați telespectatori, care, vorba aia, se petrece tot de 1 martie, că, na, asta este știrea cu șoferințele amendate, între ghilimele, și revenim. Ca în fiecare an, de 1 martie, polițiștii hunedoreni au dorit să le facă o surpriză șoferițelor, astfel că încă de dimineață polițiștii din cadrul serviciului rutier le-au oprit în trafic pe doamnele și domnișoarele aflate la volan. Din partea poliției rutiere, un mărțișor de 1 martie, o primăvară plăcută la mulți ani. Mulțumesc. Și fără evenimente rutiere. Ce spuneți de gestul polițiștilor? Mulțumesc din partea Poliției Române, mulțumim, o primăvară frumoasă, cu sănătate tuturor. O zi bună! Chiar dacă de ani buni polițiștii hunedoreni organizează astfel de acțiuni de 1 martie, gestul lor le-a luat prin surprindere pe unele șoferițe. Altele însă spun că așteptau de câțiva ani să fie oprite în trafic cu această ocazie.
Vă așteptați să vă oprească, să vă ofere un mărțișor? Nu, m-a luat prin surprindere, sincer. Sunt foarte plăcut surprinsă. Mulțumesc frumos și așteptăm mai multe gesturi asemănătoare. Mulțumim! Vă așteptați să vă oprească polițiștii să vă ofere un mărțișor? Sincer, da, pentru că în fiecare an obișnuiesc să facă lucrul ăsta. Niciodată nu m-a oprit, dar de data asta am avut noroc. Mulțumesc! Pe lângă mărțișoare, polițiștii le-au oferit șoferițelor și câteva sfaturi preventive pentru a nu avea incidente în trafic. Este deja o acțiune de tradiție a poliției rutiere, iată, de această dată îi avem alături de noi și pe colegii de la Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității. Împreună am organizat o activitate în municipiul Deva, dar activități similare se organizează și în alte zone din județul Hunedoara. La începutul primăverii dorim să le urăm tuturor conducătoarelor auto să aibă o primăvară frumoasă, fără evenimente rutiere. Și bineînțeles, recomandările preventive vizând adaptarea vitezei la condițiile de drum și conduita preventivă pe care ar trebui să o aibă la volan, astfel încât să fie cât mai puține femei și nu numai implicate în evenimente rutiere pe raza județului Hunedoara. Polițiștii hunedoreni spun că vor organiza astfel de acțiuni și în anii următori. Ia uite unde erau polițiștii dragi de ei, împărțeau mărțișoare, ce frumos! Numai că fac asta în fiecare an, adică îi vedem, e o acțiune de imagine frumoasă. Nu o să-i critic pentru acțiunea asta, pentru că ar fi, nu știu, de prost gust. Dar o să-i critic pentru faptul că nu erau pe undeva prin zonă, da, când s-a produs accidentul din știrea anterioară. Pentru că drumul ăsta Național 7, dacă stai să-l parcurgi, o să vezi destul de rar echipajele de polițiști și nu tot timpul, pentru că dacă șoferii, vedeți, aici e o problemă foarte, foarte mare și cu conduita în trafic, pe care nu sunt eu pus să o judec, dar hai să nu mai dăm de gard și să o dăm după cireș, așa cum ne-am obișnuit noi. Se face semn cu farurile, da, se blițează, sunt aparate antiradar, sunt stațiile pe care le au, nu știu, și cei de pe tiruri, dar și cei de pe alte mașini. Am văzut la diferiți cunoscuți stații de emisie recepție, în care se anunță colegul, avem ceva în față. Păi, domnule, da, ar trebui, nu știu, să fie tot timpul într-o patrulă, da, polițiștii. Bineînțeles, la orele de vârf, hai, nu zicem 24 din 24, că poate n-au destui oameni. Da, măcar la orele de vârf, hai să vedem mașinile de poliție făcând niște trasee, pentru că, nu știu, dacă, nu știu ce n-au, asta, eu cu asta nu-s lămurit, cotă de benzină, ce nu au ca să-și facă treaba așa cum ar fi trebuit. Faptul că dau niște mărțișoare este bine, ta, nu mă încălzește cu nimic pe mine sau pe oricine altcineva când vedem atâta indisciplină în trafic. Da, de 1 martie, frumos, au oprit niște femei, le-au dat mărțișoare, doamnele, domnișoarele nu s-au așteptat, unele dintre ele știau, ați văzut ce s-a întâmplat. Problema rămâne. Problema cu activitatea poliției rutiere rămâne, din păcate, și nu știu dacă va putea cineva să o rezolve foarte repede, pentru că ați văzut, sunt destule probleme în poliția română și acum noul ministru tehnocrat a început să facă niște schimbări, să vedem la ce vor duce. O să-i dăm așa un pic de credit, ca să zic, ministrului, să vedem dacă se mai trezesc și niște oameni, oricum s-au făcut și angajări, să vedem ce se va întâmpla în viitor. Următoarea știre, Ceho, corabie care se scufundă, complexul energetic Hunedoara, știre pe care lumea pleacă, e un subiect care a mai fost dezbătut, dar pentru că ne pasă, dăm știrea și comentăm un pic. În acest moment, complexul energetic Hunedoara primește 100 de lei pe megawatt, în timp ce, ca să-l producă, cheltuiește între 360 și 370 de lei. Amenzile pentru lipsa certificatelor de carbon au curs și la finele lunii aprilie trebuie plătită altă tranșă. Complexul energetic Hunedoara este pur și simplu în derivă și toate mitingurile și protestele spontane sau organizate nu au reușit să reducă în vreun fel acest deficit. Sindicaliștii din Mineriți spun că acum totul e neclar. Conducerea este una în derivă. Deciziile pe care aceștia le iau sunt unele lipsite de construcție, lipsite de esență de cele mai multe ori.
comunicarea este una extrem, extrem de deficitară și atunci, pentru că există tot felul de interese, interese politice care vor să arunce pisica moartă a complexului în altă ogradă, interese sindicale ale unor lideri care își doresc păstrarea sau creșterea poziției de pe care sunt acum și multe, multe altele, duc la această stare de, de fapt care arată efectiv o corabie care nu mai are cârmă, cam așa arată complexul energetic Hunedoara astăzi, fără o direcție, nu mai are nici busolă, se pare, iar toate aceste măsuri nu fac decât să iște mișcări de protest spontane. Urmează data de 30 aprilie, data la care trebuie să depunem certificatele de carbon, iar noi nu am cumpărat unul. Nimeni nu mai vrea să vorbească despre faptul că am cumpărat printr-un ajutor de salvare anul trecut certificatele de carbon și suntem în spate cu o amendă de 132 de milioane de euro. În replică, sindicaliștii din energie susțin că ei ar trebui să nu lucreze o vreme pentru a prinde un preț bun la energia electrică, iar minerilor le recomandă să acceseze ajutorul de închidere. Energeticienii au și un plan pe care vor să-l aplice din 1 aprilie până în octombrie. Când nu putem penetra piața cu prețul de cost al megavatului prea mare și prețul prea mic pe piață a energiei electrice, atunci nu are rost să funcționăm. Nu are rost. Și atunci stăm în rezervă terțiară lentă. Și în condiția asta, din ce ați fi plătiți? Și dumneavoastră și minerii? Noi din servicii de sistem. Da, iar minerii? Minerii, deci numai pe un program de ajutor de stat. Vă spun, fără 50 de lei pe gigacalorie, nu avem ce vorbi pe viitor de funcționare, în condiții economice. Nimeni nu a luat încă o decizie, ci doar angajații stau pe rând acasă pe salarii reduse. Nici această măsură nu are rezultate imediate, iar CEH este în continuare în derivă, în ciuda tuturor protestelor de stradă sau din subteran de până acum. E tare complicat să mai vorbești despre subiectul complexului energetic Hunedoara și de când auzi scapă cine poate, e așa ca un fel de război. Fraților, nu știu, o să fiu răutăcios, vă meritați soarta. Atât de mult au tăcut sindicatele și atât de des au bătut palma pe sub masă sau pe deasupra ei cu cei care conduceau și cu politicienii și au făcut, cum să spun eu, diferite concesii celor care conduceau, nu contează culoarea politică, încât și ei au asigurat, stați liniștiți, sunteți un sector și un segment strategic, nu se va atinge nimeni de voi. E, uite că se atinge și nu din cauza celor două doamne de la minister, cum zicea domnul Laurențiu Nistor în prima știre. N-au treabă alea săracele sau poate au, dar nu în asemenea măsură. Rezultatul ăsta este munca, între ghilimele, de zeci de ani, dacă pot să mă exprim așa, a diriguitorilor din energie și a managerilor din teritoriu, care au crezut că știu ei mai bine și n-au ascultat de absolut niciun fel de previziune care există pe pământul ăsta cu privire la piața energiei electrice. Bine, era și greu de prevăzut faptul că petrolul va scădea, gazele naturale iarăși o să aibă un preț mic. E foarte complicat, dar lucrurile astea ar trebui lămurite odată pentru totdeauna. Bun, scapă cine poate, eu întreb unde la știrea asta. Luăm pauză pentru că suntem la jumătatea emisiunii, dar nu plecați pentru că mai avem știri interesante în partea a doua a emisiunii și le vom dezbate pentru dumneavoastră. Da, am revenit. E interesant că, uite, se mai fac niște investiții în salvare, în salvarea de vieți. O autospecială de ultimă generație a venit pentru pompierii hunedoreni. O autospecială care este menită să le ușureze munca și să-i facă un pic mai
nu știu, bine dotați, un pic mai siguri pe ceea ce fac, pentru că de multe ori oamenii ăștia intervin la, sau interveneau la accidente sau la incendii cu mijloace rudimentare. Nu poți să te mai duci în secolul 21 cu tulumba la stins incendii, da? Și să lucrezi. E important și elementul uman, dar dacă ai și niște echipamente de ultimă generație, parcă e mai ușor să-ți faci mai bine treaba. Vedem știrea și revenim. Derularea etapei a treia din cadrul programului operațional regional privind achiziționarea echipamentelor specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență în regiunea 5 Vest a prevăzut dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iancu de Hunedoara al județului Hunedoara cu o nouă auto specială de capacitate mică pentru lucrul cu apă și spumă. Autospeciala este destinată intervențiilor de stingere a incendiilor atât în mediul urban cât și în mediul rural, punându-se accentul pe deplasarea rapidă. Pompierii care vor încadra această autospecială vor avea posibilitatea să realizeze un dispozitiv de stingere într-un timp foarte scurt, totodată randamentul de utilizare a apei fiind ridicat atât în mediul închis cât și deschis. Noua autospecială mai este dotată și cu echipamente utilizate în misiunile de descarcerare, precum și în cele de acordare a ajutorului medical de urgență. Și de asemenea, autospeciala dispune și de un sistem de iluminare performant. Autospeciala a fost încredințată detașamentului de pompieri din municipiul Hunedoara. Eu aș comenta aici, uite că se găsesc bani și uite că există programe. Mă întreb dacă va fi și iarăși readuc problema smurdului, pentru că smurdul în județul Hunedoara nu este integrat în Inspectoratul pentru Situații de Urgență și știm noi de ce. Vedeți, Ministerul ăsta de Interne a făcut destule angajări în ultimul timp. Nu se găseau locuri și pentru paramedici. Sau poate că și domnul Arafat, și acum am ating de statuia marelui om Raed Arafat, pe care eu îl respect, cu care am făcut emisiuni, dar care are o slăbiciune și slăbiciunea se numește Petru Mărginean, care deocamdată și deocamdată da, candidează încă la primărie, dar dacă nu va lua, ce va face domnul Petru Mărginean? Vă spun eu, se întoarce președinte la Salvital, că așa trebuie să fie jocurile, o să vedeți că o să am dreptate dacă nu câștigă alegerile, da, pentru primăria municipiului Deva și are nevoie de o funcție bine plătită, după cum am spus, acolo, la Salvitalul ăsta, care adună bani și de la Consiliul Județean și de peste tot, pentru a întreține serviciul smurd, care e un serviciu bun, atenție, dar care eu m-aș bucura să-l știu sub umbrela pompierilor și să fie acolo, pentru că, uite, s-ar mai putea cumpăra mai multe dotări, adică, vezi, dacă până la urmă și la pompieri vin auto speciale de ultimă generație și smurdul are niște mașini bune, ar fi tare fain să-i vedem pe toți împreună sub aceeași conducere și cred că s-ar mai tăia din funcțiile și din salariile unora. Da, nu comentez mai mult pentru că nu mi-am propus să fac să fiu răutăcios, da? Să fac o profesie din lucrul ăsta, deși, deodată, evidențele astea sunt. N-ai încotro, trebuie să le spui, pentru că dacă nu le spui, înseamnă că ești părtaș, într-un fel, prin tăcerea ta la ceea ce se întâmplă. Bun, trecem la următoarea știre. Serviciul Salvamont acreditat. Uite, încă o veste bună și... Eu zic că acești oameni meritau și merită recunoașterea noastră pentru că i-am văzut în acțiune de multe ori și am văzut că își dau tot interesul pentru salvarea unor vieți în condiții foarte vitrege. Pe munte nu e asfalt, cum ne-am obișnuit noi să fie, știu eu, în oraș, cel puțin pe munte în România, pentru că în alte părți sunt și alte condiții. Vedem știrea și revenim.
La sfârșitul lunii trecute a avut loc prima etapă de evaluare a serviciilor publice județene locale Salvamont în vederea acreditării ca structuri de salvare și certificarea capacității operative de intervenție a echipelor de salvare montană ale echipelor de salvatori din cadrul acestora. Ce se urmărește prin această acreditare, cum v-am spus odată, modul de organizare, pe urmă resursele umane care le are fiecare serviciu sau formație sau echipă, materialele necesare desfășurării bunei activități, începând de la materiale individuale, materiale de echipă, toate sunt specifice activității de salvare montană, precum și partea financiară desfășurării unei bune activități, care nu este de lăsat, cum ar fi pe ultimul loc. Aici ne referim la bugetele pe care le alocă primăriile sau consiliile județene, privind achiziția de materiale, echipamente în fiecare an. Salvamontiștii hunedoreni sunt solicitați să intervină anual la aproximativ 500 de cazuri de salvare. Vă dați seama că pentru a acredita un serviciu trebuie să ai niște echipamente, niște oameni bine pregătiți, trebuie să faci niște investiții. Felicitări pentru cei care serviciului de achiziții, serviciului de, nu știu, care se ocupă de dotarea salvamontului, felicitări consilierilor județeni și președintelui Consiliului Județean că s-a ocupat să avem un serviciu în bună regulă. Județul Hunedoara e un județ destul de greu și un județ în care am văzut destule accidente pe munte, unde au trebuit să intervină băieții ăștia inimoși, pe care ar trebui să-i avem întotdeauna, nu știu, undeva într-un colț al inimii la persoanele dragi. Chiar dacă, nu știu, câteodată nu ne place să ne oprească pe pârtii sau să ne dea unele sfaturi, da, care nu ne convin întotdeauna. Și atunci, dacă nu ne convine, asta este, trebuie să mergem înainte, dar oamenii ăștia își fac treaba. Deci un serviciu salvamont acreditat. Avem în județul Hunedoara, toată cinstea, Consiliul Județean Bila Albă de data asta e foarte bine. Trecem la următoarea știre pe care colegii mei au ținut să o puncteze. Nu știu, probabil că se așteaptă ceva, încă vreo câțiva prefecți au fost schimbați, nu cel din județul Hunedoara, știrea și reveni. Guvernul i-a schimbat pe prefecții județelor Bacău, Constanța, Neamț și Sălaj, în locul acestora fiind desemnate persoane din rândul inspectorilor guvernamentali. S-au numit noi prefecți la Bacău, Constanța, Neamț și Sălaj. Toate cele patru numiri sunt din rândul inspectorilor guvernamentali și vreau să subliniez acest lucru pentru că prima opțiune a guvernului atunci când numește prefecți este să caute în rândul înalților funcționari publici, inspectori guvernamentali, persoanele care cunosc județul respectiv și au experiență managerială în deconcentrate, în experiență de conducere și să le numească ca atare. Doar a doua opțiune este, în cazul în care nu găsește persoanele indicate în rândul inspectorilor guvernamentali, să meargă la persoane din județele respective care au experiență în conducerea unităților deconcentrate și să numească cu caracter temporar, să-i numească pentru exercitarea funcției de prefect. Purtătorul de cuvânt al executivului a declarat că schimbările și numirile de prefecți vor continua și în perioada următoare. Guvernul României ar trebui să fie cu mult mai atent la ce are în ogradă, nu doar la prefecți. Pentru că, nu știu, din păcate avem noi o problemă pe care o tot semnalăm, aia cu deșeurile de plumb care sunt pe trei amplasamente în județul Hunedoara și despre care actualul prefect n-a vrut să vorbească, a mai spus lucrurile astea și la vorba poveștii, dar o să fiu așa ca picătura chinezească. Poate se întâmplă să avem un ministru al mediului care să îi mai pună la lucru pe ăștia de la garda de mediu să mai facă niște cercetări, să mai dea niște amenzi, să mai sesizezi un DNA, să se întâmple o anchetă, pentru că rămânem așa ca proști. Noi scriem sau facem reportaje și autoritățile statului
N-am nicio treabă. Tare mi se pare mie că prefecții ăștia care nu știau că am făcut treaba și dialogul social, atât au ținut de bine de toată povestea asta. Gândiți-vă că se apropie alegerile. Anul ăsta sunt alegeri și locale și parlamentare în toamnă. Da? A fost atâta pace socială din punct de vedere al guvernului, oamenii ăștia al guvernului Ponta, da? Că ai guvernului Ponta sunt prefecții ăștia, oamenii și-au făcut treaba foarte bine. Guvernul Ponta n-a avut niciun fel de problemă în a-și pune în aplicare planul de guvernare. Mă, dar stau așa și mă gândesc, bun, dacă guvernul Ponta n-a avut nicio problemă, cum de avem falimentul cehului anunțat, cum de avem atâtea și atâtea probleme, probleme pe mediu și pe altele, ca să zic așa, probleme pe ordinea publică, probleme peste probleme. Deci, prefecții ce au făcut? Au făcut politica guvernului. Guvernul oare a făcut politica cetățeanului? Eu zic că nu, pentru că de-a picat și cred că ar fi cazul să se gândească cei care, nu știu, sunt la momentul ăsta pe funcții în diferite instituții ale statului, dacă nu mai bine ar fi să-și dea demisia. Mă refer la aia care nu și-au îndeplinit atribuțiile așa cum ar fi trebuit și care au lăsat lucrurile în așa hal să se agraveze încât avem ce avem în județul Hunedoara. Deșeuri de plumb, tensiuni sociale, o grămadă de alte probleme, lipsa locurilor de muncă. Despre ce vorbim? Da? Creștem pensii? Totdeauna? Sigur că da. Crescut pensiile? Da, ok. Și găilalți care nu sunt pensionari, ce fac? Trebuie să moară? Sau să fie concediat? Sau să plece în altă țară? Vedeți, la întrebările astea nu prea răspund politicienii. Bun, ultima știre, ca să nu lungesc foarte mult vorba. Situația de la complexul energetic Hunedoara a ajuns subiect de poezie, o poezie pe care alesul neamului, care s-a cam plimbat dintr-un partid în altul, domnul Vochițoiu, o recită cu patos de la tribuna Parlamentului. Hai să vedem știrea ca să comentăm după aia. Despre complexul energetic Hunedoara s-a tot vorbit în ultima perioadă la nivel național. Totuși, pentru a nu scăpa din discuție acest important subiect, senatorul Vochițoiu a ținut să le reamintească colegilor săi din Senat situația dezastruoasă a mineritului hunedorean. Titlul declarației mele politice de astăzi este: jaful și incompetența pun lacătul pe minele din Valea Jiului și pe industria energetică din România. Soarta complexului energetic Hunedoara și a mineritului în bazinul carbonifer al Văii Jiului, odinioară veritabile motoare ale rapide expansiuni socioeconomice a României, s-a transformat în anii post-decembriști dintr-un pilon pe care se sprijinea independența energetică a țării noastre într-o sumbră activitate marcată de neîncetate probleme, revendicări sindicale, înapoiere tehnologică, datorii exorbitante, prăbușirea producției și declararea insolvenței. Vochițoiu a ținut ca de această dată să prezinte situația complexului energetic Hunedoara sub o altă formă și anume prin versuri. Dați-mi voie să o fac astăzi prin intermediul unor versuri a unei poezii care circulă în rețelele media din Valea Jiului, o poezie care aparține unui miner, Dani German, de la mina Lupeni, din Valea Jiului. Obosit și plin de praf, praful negru de cărbune, stăm și ne uităm la hoți, cum pun lacătul pe mine. Fraților, să ne trezim, să încercăm să ne adunăm, din străfunduri să ieșim, mineritul să-l salvăm. Dacă guvernanții noștri nu se vor trezi, toată Valea Jiului va fi Dani German. Județul Hunedoara va fi Dani German și, surpriză, într-o bună zi, România va fi Dani German. Respect, ortace Dani German, de la mina Lupeni, Valea Jiului, județul Hunedoara, România. Complexul energetic Hunedoara și situația cu care se confruntă mineritul din Valea Jiului stă sub semnul întrebării, iar din acest motiv o parte dintre factorii politici din județ au încercat de nenumărate ori să prezinte și la nivel național dezastrul economic din Hunedoara.
Ah, Doamne iubit partid popor și brav conducător, cât patos are domnul parlamentar! Cum să nu faci mișto de un asemenea om care a fost în Valea Jiului, a fost în mai multe partide politice, care n-au făcut nimic pentru Valea Jiului și acum, brusc, subit și dintr-o dată, s-a trezit și acest domn parlamentar să meargă cu patos în Parlamentul României, să amenințe că toată țara se va ridica. Nu se ridică nimeni, domnul Vopțoiu, nimănui nu-i mai pasă de foamea și de sărăcia oamenilor din județul Hunedoara, cum nu v-a păsat nici dumneavoastră care ați fost în Parlament în acest mandat. Pentru că dacă vă păsa, făceați ceva aici, ieșați mai des, îi puneați pe colegii dumneavoastră să facă ceva pentru săracii oameni. Nu știu, practic acum pe un cadavru se aruncă toate bocitoarele. Fraților, e o mare problemă cu acești cabotini care interpretează foarte prost niște roluri și mai ales rolul de apărători ai neamului. Mă refer la parlamentari și special în cazul de față, da, la domnul Vopțoiu. Au o mare problemă oamenii ăștia pentru că românii au declarat noi vrem o altă clasă politică. Dar vă spun eu că toți se vor prezenta încolonați ca să vă ceară încă un mandat dumneavoastră, alegătorilor. Mai devreme sau mai târziu. Toți se vor prezenta încolonați acum la pentru a susține, da, la alegerile locale, candidații pentru diferite primării. Deci oameni buni, uitați-vă bine la ei. V-au înșelat o dată, de două ori, de trei ori, de cinci ori, de 50 de ori și o să vă mai înșele încă o dată. Nu pot decât să stau și să mă crucesc la asemenea ieșiri, să zic așa, lacrimogene pe care le are un parlamentar care ar trebui să fie foarte echilibrat și să acționeze cu foarte multă grijă. Nu știu, i-au criticat foarte mult și eu i-am criticat și pe domnul Crebenciuc și pe domnul Dan Radu Rușanu, eminență cenușii, care știau să negocieze între partide. Cu ăștia nu i-am văzut niciodată lăcrimând. Nici pe Rușanu, nici pe Crebenciuc. Na, ăștia erau așa, cu un zâmbet din ăla misterios și se duceau și făceau jocuri și desfăceau. Nu își turnau cenușă în cap și își rupeau hainele în public de dorul și de dragul națiunii române. Na, ăștia au știut să facă politică. Nu comentez că faptul că au făcut fapte pe care justiția le-a incriminat și e clar că vor plăti pentru ele sau plătesc pentru ele. Da, mă, politică știau. Cam asta. Sau, mă rog, politica din vremurile în care au făcut și au tras fori. Domnii ăștia care vin și recită cu patos, cam habar n-au. Cred că li se cuvine totul. Ce este punctul meu de vedere și la vorba poveștii trebuie să vă spun adevărul. Da? Habar n-au ce înseamnă aia politică și cred că așa, torcând o lacrimă de pe brațul amărâților, vor mai câștiga încă și încă un vot. Poate la alegerile astea, hai să zicem că mai merge treaba asta. Dar vă asigur eu că pe măsură ce generația mea, cea de 40 și ceva de ani, îmbătrânește, da? Și o să ajungem, sper să ajungem și noi odată bătrâni, când o să ajungem noi să fim bătrâni, nimeni nu o să-i mai voteze pe oamenii ăștia. Și să căutăm, nu știu, să schimbăm ceva. Acum, deocamdată încă hotărăsc cei mulți, da, care sunt nu atât de bine pregătiți în a identifica, nu știu, mârșăvia asta cu ruptul hainelor și turnatul cenușii. Terminăm aici vorba poveștii și țin să mulțumesc colegului Cristi Vătavu pentru că a fost la cameră, colegului Peti Mezaroș că este la butoane, colegului Raul Rosetti care a asigurat grafica acestei emisiuni, întregii redacții de știri care v-a informat în această săptămână cu privire la cele petrecute în județ. Da? No, eu v-am zis cât v-am zis, să n-avem vorbe și până săptămâna viitoare vă spun no servus.